Și au reușit copiii cu tate să instaleze luminițele. Ne-am distrat până acum și am reușit să vedem și priveliștea de aici din prejurim de cu zi, după cum ați văzut și voi. Acum ne pregătim să facem un rug! Împreună cu toată familia! Și hai să căutăm unde am lăsat noi lemnele! Unde sunt? Unde sunt lemnele? Așa tare, mult le-am mai căutat. O, așa, toate lemnele le-am luat de acolo, de la benzinărie. Hai, Matei, mă ajuți? Da. Haide. Și trebuie să măsurăm 15 metri de la autorulotă ca să nu facem ceva incidente. Așa este regulamentul și ne îndepărtăm. Apoi, la piatra ce e de acolo? Se pare că... Așa, cam aici. Da. Așa, hai să facem loc. Unde ziceți voi? Și tati face focul. Ia priviți aici ce a pregătit el pentru noi. Matei, să prindem focul. Da sau nu? Da. Nu vrea. Și Mircea vine. Ia priviți aici ce frumusețe avem noi. Melissa, salut! Hai, și tu vrei, Matei? Și eu. Wow! Aici. Va fi un rug frumos. Da. Wow. Super, ne-a reușit din prima. Voi, de ce vânt avem. Și iată focul nostru. Cum vi se pare, copii? Îmi place. Și ia priviți aici, am pregătit marshmallow. Ce mult sunt. Noi încercăm pentru prima dată marshmallow la foc. Așa. Haideți mai dați, mai avem ace? Aici sunt, Melissa ține. Așa, cuși Matei și tu. A, Melissa, vii să încerci. Da. Așa. Eu nu l-am ars așa. Vreau și eu să încerc. Noi n-am reușit să filmăm când am ars. S-au ars foarte mult. Nu știam că ele se aprind. Să încerc. Ține. Ai încercat odată? Uite așa. Așa trebuie. Da, așa pe scuturi. Am impresia că nu trebuie să fie așa. Bă, da. Și sunt foarte bune după. Așa. Hai să gustăm. Mircea, ia dă și mie. Bun, gata. Și să gust și eu pentru prima dată marshmallow la Dita mai rugul. L-ați văzut mai devreme. Este foarte gustos. Da. Are o pușghiță mai tare deasupra și în interior este moale. Da, delicios. Uite, voi deja sunteți experți. Priviți, aceasta neagră se dă în jos, ca un fel de coară. Și aceasta, priviți cum se... Mice, ce neagră e bună! Aceea e cea mai bună! Tati, eu zic să gust și tu. Ține! Ia priviți cum aceasta se îngăie. Matei nu vrea să guste. Aceasta... Tati, ține-o tu. E ca un fel de gumă. Dar miroase Matei ca ciupiarcă. Matei le preferă așa, crude. Dar miroase ca o ciupiarcă. Sunt gustoase? Da. Mircea nici nu poate comenta, el doar mănâncă. Ce, tati, n-am reușit, da? Foarte a fugit marshmallow. Și hai să încercăm să punem niște cartofi la copt. Așa se pune ei? Poate așa ne ajunge jăratic. Așa, cam câte? Ia uite, marshmallow s-a umflat. Jăratic la văratic. Da, jăratic la văratic. Wow! Marshmallow. Mircea a scăpat o bucățică. Hai, Mircea, pune cartofii.
Pe mașinile o să fie dulci. Și mai pun unul și e suficient. Așa. Hai să încercăm să-i acoperim. Așa, să încercăm ca la când eram mici, ca la bunica, cum făceam. La foc coceam cartofi. Da. Da, și mâncăm și erau foarte gustoși. Așa, așa. Și focul nostru de tabere. Da. Rugul. Și în spatele nostru autorulota cu luminițe. Da. Priviți, noi acuși vom mânca cartofi copți. Așa, am pus acop cartofii. Wow, și scoatem cartofii. Așa mai stau. Din cenușă. Trebuie să fie foarte gustoși, Liz. Da. Eu zic că vor fi gustoși. Eu zic da. Că o să fie prea gustoși. Așa, mai avem lemn. Nu vor fi gustoși, dar vor fi foarte gustoși. Așa este. Și, tati, ce zici? Ne-a reușit cu cartofii? Deja am gustat, am mâncat. Uite cum arată. Ei sunt așa deasupra, dar în interior sunt foarte gustoși. Și ne servești pe noi? Desigur, dar că strângeți dominourile. Dominourile, ce faceți voi aici? Vă jucați domino? Da. Bravo, și Matei s-a jucat cu voi? Nu. Da, s-a jucat. Wow, mâncăm direct din cratiță. Da. Direct cartof. Ah, ai domino, da? Și Matei, să vedem pentru prima dată cartofi în cenușă copți. Cum e, Matei? Super? Gustos? Da? E bun, da? Și Mircea vrea? Mircea, hai spune, cum este gustul? Super! Bravo! Și Melisa așteaptă! Melisa, tu la fiu vrei? Da! Scoatem coaja deasupra, da? Și luăm interiorul, miezul. Vreau să gust! Și Melisa? Cum e, Melisa? Bun! E gustos? Mm-hmm. Și mami, tu vrei? Da, desigur, cum? Mulțumesc! Dar sunt dulci, foarte gustoși. Mami acuși aduce ulei de măsline și niște brânză de vaci și cu acești cartofi a rămas doar coaja. Mami, reușești să duci uleiul? Da, da, așteptați-mă. Hai să punem puțin ulei peste cartofii copți. Trebuie să fie foarte delicios. Da. Și niște piper și sare. Așa se mânca înainte. Da? Și haideți să-i bucățim așa și să gustăm. Să-l gust. Matei, gusti și tu? Am gustul de ciuperci. Ciuperci coapte? Matei, ia, spune și tu. Ap. Și iată că este seara deja. Rugul s-a stins, cartofii s-au copt. Iar băieților de la Camper.md un mare mulțumesc. I-a privit ce mare, ce frumusețe avem aici în spate. Iar noi împreună cu familia ne distrăm la maxim. Da. Și rămâne o nouă zi. Pe curând! Pa, pa!